Pe 7 aprilie, cu ocazia celebrării Zile Mondiale a Sănătății, Spitalul de Urgență Sfânt Ioan cel Nou Suceava a primit emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență din partea Secretarului de Stat, doctorul Raed Arafat. Aceasta a fost acordată pentru contribuția adusă în combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și sprijinirea sistemului sanitar din România. Astfel a fost marcat un moment de aducere în prim plan a tuturor eforturilor depuse de personalul întregului sistem sanitar și implicit de cadrele medicale care activează în sistemul medical de urgență aflate de mai mult de un an de zile sub presiunea luptei continue cu noul coronavirus. Această zi nu poate trece fără a mulțumi întregii societăți civile reprezentate de societăți comerciale, fundații, organizații non care încă de la debutul pandemiei de COVID-19 în România au depus eforturi considerabile în a sprijini atât sistemul medical din prima linie cât și instituțiile angrenate în gestionarea crizei sanitare provocată de coronavirusul SARS-CoV-2, transmite secretarul de stat Raed Arafat.